seara. Nu ne plictisim vara aceasta. Aleșii poporului au grijă să rămânem cu ochii pe oala în care fierb ei și chiar să mai aruncăm din când în când câte un lemn pe foc. Moțiunea de cenzură semnată de platforma Da și Pas a fost depusă astăzi, dar încă nu este clar dacă acest guvern va cădea sau nu. Azi, matematica celor 51 de voturi nu a mai contat nici pentru Pas. Dilema celor din opoziția veritabilă este cum să-l dea jos pe Dodon fără să-i facă jocurile lui Plahotniuc. Cei din PAS spun că e posibil, dar nu vor să ne spună cum anume. Acum, când procedura a fost declanșată, nu ne rămâne decât să urmărim atent mutările actorilor politici și, în cel mai important, să veghem ca nu cumva să se comită abuzuri. Ori tentația e mare, mai ales în an electoral, când percepția chiar contează. Despre corupție politică, promovări pe criterii politice în justiție, proiecte dubioase și reacții anemice în dosarele de rezonanță, vrem să discutăm astăzi cu Nicolae Ieșanu, consilier al prim-ministrului. Bună seara, domnule Ieșanu! Bună seara! O să vină în studio în minutele ce urmează și Cristina Țernă, ex-director adjunct al Centrului Național Anticorupție. O așteptăm. Și prin Skype, împreună cu noi, este Ion Guzun, consilier juridic al Centrului de Resurse Juridice din Moldova. Domnule Guzun, bună seara! Sunteți cu noi? Până se reface legătura cu domnul Guzun, haideți să vorbim un pic despre, nu știu, probabil ați văzut această intervenție a polițiștilor la Parlament astăzi, care mi s-a părut total disproporționată. O să rog colegii să pună și niște imagini legate de această intervenție, care nu am înțeles-o. Dumneavoastră ați văzut probabil ce se întâmplă? În primul rând, permiteți-mi să fac o precizare, deși cu adevărat sunt consilier în domeniul dreptului al primului ministru, dar nu am mandat să vorbesc din numele prim-ministrului, okay. Așa că pot fi strict opiniile mele personale. Okay. Am văzut cu câteva minute înainte să mă pornesc spre emisiune, am văzut fotografia la doi polițiști care îl tărăsc. O persoană îmbrăcată într-o uniformă quasi-militară. Sigur, imaginea arată șocant. Eu nu pot să comentez pentru că, cu adevărat, eu n-am urmărit ce s-a întâmplat acolo. Pot doar să menționez că trebuie să realizăm că dreptul la libertatea întrunirii este un drept fundamental, garantat de Constituție și garantat de Convenția Europeană a Drepturilor și multe alte acte. Și eu sper că poliția a învățat lecțiile din trecut și toate acțiunile lor astăzi au fost în strict conformitate cu legea. În principiu, nimic din start nu poate fi condamnat. Deci, aplicarea forței e posibil. O mențiune foarte importantă, dar pentru toți trebuie să înțeleagă că aplicarea forței este ultima măsură pe care trebuie să o întreprindă poliția și doar atunci când ea este strict necesară. Strict necesară nu are importanță. Legal se află ei acolo, ilegal se află acolo. Deci acest lucru deja nu mai contează în momentul în care o persoană se află la o întrunire pașnică. Ei, persoanele sau ea, persoana, trebuie să aibă dreptul să-și expună opinia în mod pașnic. Absolut. Și atâta timp cât nu este violentă, exact, poliția nu încercat... poate interveni. Posibil. Nu putem avea dialogul pentru că înțeleg. Eu n-am văzut. M-am uitat la revendicările pe care le intau. Este irelevant care este revendicarea. Deci în măsura în care persoana este pașnică și se află într-un loc, ea trebuie să rămână în acel loc dacă nu există circunstanță. Dacă care nu ar sunt, justifica, spre exemplu, sunt, să facă loc salvării, da, să treacă. Dacă nu este violență, categoric nu poate. Cea mai mare problemă pe care au foarte multe țări, inclusiv în spațiul ex-sovietic, este că facă o conexiune între legalitatea acțiunilor persoanelor aflate pe loc. Spre exemplu, uh-huh, este autorizată sau nu întrunirea la care este notificată. Și chiar dacă nu este autorizată, nu este notificată, acesta nu este motiv de intervenție. Poliția trebuie să le permită să-și expună opinia. Ulterior, poate să-i sancționeze. Da. Cei care au venit și au manifestat fără la să telefon cu noi este Anatol Macovei, fost polițist, combatant al războiului de pe Nistru. Domnule Macovei, bună seara! Bună seara!
Vreau să vă rog să ne spuneți ce s-a întâmplat acolo, pentru că ne-a cam surprins imaginile pe care le-am văzut filmate și fotografiate de colegii noștri. Ce s-a întâmplat? De la ce s-a pornit aceste îmbrânceli? Pentru ca să înțelegeți, să vă fac o relatare scurtă a evenimentelor, deci noi ne-am adunat astăzi pentru mânarea unui pachet de revendicări cu caracter social pentru veterani de război de toate categoriile. Am avut parte de o atârnare scridătoare din partea conducerii Parlamentului. Nu au binevoit să ne primească ca să le explicăm ce proiect am elaborat noi și cum urmează dumnealor să le pui pe rol. Da. Am încercat de câteva ori să chemăm în pat cineva din conducerea Parlamentului. Au ieșit doar două grupuri de deputați din opoziție care ne-au exprimat susținerea lor și noi pentru asta le suntem recunoscători. Deci a ieșit un deputat de la Partidul Democrat, domnul Jezdan, dar dumnealui nu a votat pentru punerea pe ordine de zi a acestor revendicări. Ne-a promis acest lucru față de toți veteranii. Urma să ne primească doamna Greceană un grup de inițiativă. Ulterior, deci s-a pus la vot cine sunt oamenii delegați, pentru care ne merit și eu. Ne s-a transmis că SPP-ul, deci Serviciul de Pază și Protecție, a primit decizia că membrii grupului nu pot accesa în Parlament, scuzați, pot accesa în sediul Parlamentului, dar fără mic. Oamenii veterani s-au revoltat, au exprimat o notă de revoltă. Deci s-a decis până la urmă că merg eu, asta e condiția noastră. Așa. Până la urmă nu am fost primit, afară condițiile climatice și s-au schimbat brusc, un veteran din vecinătate care locuiește avea la dumnealui două corturi, dar nu corturi propriu zise. Deci fragmentele este din metal, suporturile este nu erau, era doar stofa. În parte din stof cu care am putea o parte din veterani să ne acoperim, să nu ne ploaie, fiindcă pentru noi erau invalizi, mulți bolnavi cu vârstă înaintată și dumnealui a propus să le aduc și am spus ok. Când dumnealui a apărut cu două sacoșe, erau în două sacoșe, deci corturile. Da. Polițiștii l-au reținut, ei le-au luat forțat și reacția veteranilor a fost una negativă față de acțiunile polițiștilor, care după părerea noastră și-au depășit atribuțiile de serviciu în mod foarte grosolan. S-au dus veterani acolo, s-au început altercații, domnilor au aplicat gaze lacrimogene, mijloace speciale la mulți veterani, li s-au cauzat leziuni corporale. Au fost reținuți 6 veterani, transportați cu forța în Inspectoratul de Poliție, sectorul Buicani. Șeful de la Buicani a declanșat alarma, au venit toți angajați acolo, s-au înarmat cu pistoale mitraliere, au blocat inspectoratul de poliție Buicani cu reșouri metalice, adică un cetățean obișnuit nu mai putea avea acces într-o clădire publică. Noi am venit acolo, am vrut să ne interesăm de stare de sănătate a veteranilor și care este soarta lor de mai departe. Nu s-a îngrădit accesul, nici la viceu nu ne-a fost permis să intrăm. Un comportament foarte straniu față de tot ce s-a petrecut. Până la urmă noi am insistat și cei care au fost eliberați, cei care au fost reținuți au fost eliberați, dar doi veterani au fost transportați cu ambulanță într-o stare foarte, foarte gravă. La unul din ei s-a aplicat aparatul ăsta electric pentru resuscitarea inimii. I-a fost făcut o injecție direct în inimă.
Nu, noi nu cunoaștem, unii l-au dus, nu cunoaștem despre soarta lui de mai departe, dar era, n-avea bătăi de inimă, n-avea răsuflare. Am înțeles. Deci noi considerăm că dumnealor și-au depășit flagrant atribuțiile de serviciu, că trăim într-un stat polițienesc, într-un stat unde există o dictatură și un stat care sfidează drepturile noastre. Spuneți-ne ce aveți de gând să faceți mai departe, ca să înțelegem. Noi ne-am propus energia lor care au degajat-o împotriva veteranilor de război să expui la posturile ilegale care sunt instalate de către separatiști, cel puțin. Dar acolo nimeni pe nimeni nu reține, ăștia înaintează zi de zi. În contextul ăsta, noi urmează să ne întrunim, dar am primit două decizii așa mai rapide. Deci veteranii din diferite localități s-au expus că vor bloca traseele, cel puțin pe segmentul transnistrean, ca să oprească schemele, să oprească contrabanda, tirurile cu metal, cu ciment, astea care sunt la care îi hrănesc pe separatiști. Am înțeles. Și a doua decizie este să ne îndrunim duminică, să chemăm societatea civilă, să chemăm toți oamenii din țară să vină în centrul capitalei ca să le expunem dumnealor la direct, să ne uităm ochi în ochi, să ne expunem de ce s-a întâmplat acest lucru. Și revolta noastră este una foarte și foarte mare, fiindcă suntem permanent urmăriți, ne se intercepează telefoanele și metodele care au fost simplu Plahotniuc, ele trăiesc bine mersi de atâta că la posturile din conducerea Ministerului de Interne sunt exact aceiași călăi care au fost simplu lu Plahotniuc și luxut dosare la oameni nevinovați, au distrus sorți omenești, au distrus familii și destine. Ăștia sunt astăzi la cârma Ministerul de Interne și tot ce fac este ilegal și nu corespund nici oricărei norme, chiar și internaționale. Ne-au îngrădit accesul la deplasare liberă, la exprimare liberă. Nu putem să ne deplasăm pe stradă că lor le place așa. Așa au spus Maxian. Eu așa vreau și așa să fie, că vă n-aveți și căuta acolo sau acolo. Deci asta e cam în linii generale. Am înțeles. Deci, ca să înțelegem bine, totul s-a pornit, aceste îmbrânceli s-au pornit de la faptul că cineva a încercat să instaleze acele corturi. Da? Să vă apărăți de ploaie. Nu. Eu cer scuze, dar dumneavoastră tergiversați ce aici v-am spus eu. Mai repet o dată, nu de la instalarea corturilor. Corturile se instalează pe suporturi. Deci nu erau suporturile, doar vroiați să le țineți în mâini? Nu erau, doar partea asta din stofă, ca să da, ca să vă apărați de ploaie cu ele. Corect. Am înțeles. Nu merge vorba de fragmente de metale, de lemn și așa mai departe, acolo nici n-au fost. Da. Au fost numai bucățele astea două din stofă. Care domnul Iașanu are o întrebare pentru dumneavoastră. De fapt, nu o întrebare, un comentariu. Cu riscul că o să fiu înjurat, dar eu urmăresc imaginile în care sunt mișcări. Eu nu am văzut nici o situație în care cineva stă pașnic și poliția năvălește peste el și aplică forță. Deci toate imaginile în mișcare care eu le văd încercarea de a pătrunde peste condonul polițiștilor. Domnule, acum și o să vorbiți. Și polițiștii îi opresc. Și în momentul acela se aplică forța. Eu nu justific lucrul ăsta, dar demonstrație practică înseamnă că eu stau aici, da, și poliția nu vine peste mine. Iată, atunci când poliția vine peste mine, cât eu stau pașnic, atunci poliția nu are dreptate 100%. În momentul în care eu mă duc peste poliție și poliția aplică forța, deci aici încep problemele. De exemplu, atunci în august 2018, dacă nu greșesc, când la monumentul lui Ștefan cel Mare oamenii stăteau jos și protestau și poliția a intervenit în forță. Atunci da, asta e problema. Da, acolo e problema. Dar în momentul în care eu mă duc peste poliție și poliția aplică forța, deja să încep problema proporționalității și polițiștii trebuie să înțeleagă că ei nu trebuie să reacționeze cu forță la forță și trebuie să fie antrenați, că ei să înțeleagă când cineva începe să pătrundă, nu încep excesiv să aplici forță. Dar asta este o problemă deja de apreciere. Nu putem să domnul spunem Macovei în alb-negru că poliția nu are dreptate sau are dreptate cineva. Domnul Macovei, o replică din câte înțeleg.
Am pe o întrebare față de domnul Ieșanu. Dumneavoastră în studiu în calitate de ce v-a aflat acolo? A precizat de la început. Credeți că aveți dreptul să cenzurați în ce calitate mă aflu eu aici? Dar nu contează. Vroiam doar să știu dacă aveți o replică la ce deci, a zis domnul Ieșanu, dacă nu mergem mai departe. Dacă domnul, eu am replică. Dacă domnul Ieșanu a fost slugoiul călăilor lucrativ, că el și acum e pe așa, așa o slugă. Și el să dea o apreciere la ceea ce a fost, el n-are niciun drept, că nu, în primul rând nu s-a aflat acolo. Și nu manipulat opinia publică și nu băgați prostii domnul Ieșanu, fiindcă noi vă cunoaștem foarte bine ce sunteți dumneavoastră. Nu băgați prostii... Bine, domnul Macovei. Am înțeles opinia dumneavoastră. E bine totuși să ne menținem în niște limite, pentru că suntem la televiziune. Domnul Vitalic, eu vă explic. Vă dau o explicație. Deci omul vine cu două sacoșuri în care s-a aflat stocul. Dar nu are rost să repetați același lucru, pentru că am înțeles mesajul din prima. Pur și simplu am avut nevoie de o scurtă precizare când v-am întrebat, ca să înțeleg dacă se încerca montarea acelor corturi. Și mi-ați spus și am înțeles, toată lumea a înțeles că cum a pornit toată... Nu se încerca montare nici la un cort. Era vorba numai de părțile din sofă. Da, mergem mai departe. Persoanele care vineau cu aceste obiecte, ele au fost atacate de polițiști. Asta a fost reacția veteranilor la ei. Da. Și l-are domnul Ișan și venit cu aprecieri de lui 3 bănuți. Am înțeles. Prin Skype, în legătură cu noi, în acest moment este Ion Guzun. Domnule Guzun, bună seara! Bună seara! Da, discutăm și despre cazul ăsta care a apărut cumva pe drum, că nici nu eram foarte pregătit să-l discutăm în seara asta, dar am văzut imaginile și mi s-a părut că merită atenția noastră și să vedem ce s-a întâmplat acolo, o reacție la ceea ce s-a întâmplat în fața Parlamentului. Dar ce reacție dumneavoastră doriți? Adică după să înțelegem... Ce domnule Călgureanu, da. În sens că după ce domnul Guminiță a fost recent achitat, după zecile de achitări în legătură cu evenimente de aprilie 2009, după lipsa de responsabilitate a șefilor poliției din evenimente din 2014, 2015 și 2018, inclusiv care le-a spus dumneavoastră, noi dorim să vedem o altă reacție a poliției. Eu regret mult, eu ca și cetățean care contribuie la sistemul public de prin taxe și impozite, eu regret foarte mult că la noi poliția continuă să acționeze într-o manieră neprofesionistă după atâtea instruiri care le-a avut cu diferite state, în special suportul Suediei, Statele Unite și alte. De ce zic chestia asta? Pentru că, într-adevăr, poliția trebuie să reacționeze și să apere instituțiile statului. Dar eu cred că veteranii războiului de la Nistru, însăși războiul de la Nistru, evenimente legate de independență, suveranitate, și alte evenimente, cred că sunt unicele lucruri care au rămas pentru multe persoane ca un element sentimental care mai țin de Republica Moldova. Iar după ce noi vedem cum statul, polițiștii, deci foștilor colegi, îi îmbrâncesc, îi aplică la gaze lacrimogene, electroșocuri și alte mijloace speciale, atâta timp cât, într-adevăr, nu a fost o intervenție în forță, să zicem, cu un scop de a devasta sau de a intra în clădirea Parlamentului, eu cred că asta sunt niște acțiuni disproporționale, în primul rând. Poliția nu a reacționat cu aceeași fermitate când domnul Dodon a încălcat de cel puțin 58 de ori reguli în perioada de excepțională care a fost prin lipsa purtării măștilor obligatorii în public. Domnul Voicu a zis că n-a încălcat nimic. Nu, stați un pic. Domnul Voicu nu este deasupra legii. Domnul Dodon, în calitate de președinte a țării, are imunitate în ceea ce privește opiniile exprimate. Baia de mulțime cu diferite persoane pe timp de pandemie, cu încălcare regulilor la care tot dumnealui se lăuda că le-a promovat, asta este încălcare. Domnul ministru și consilierii săi cred că trebuie să citească foarte atent jurisprudența CEDO și eu sunt sigur că sunt destule unici ori în Republica Moldova care poate să acordă o asistență juridică în măsura în care se poate să explice aceste lucruri. Doar ca să conchid. Eu cred că aplicarea disproporțională a acestor mijloace trebuie să fie sancționată.
Și eu cred că asta este un efect al impunității pe care foarte mulți dintre angajații Ministerului de Interne l-au simțit pe parcursul multor ani, când persoane care au aplicat tortură, rele tratamente sau mod disproporționat da. În mijloacele speciale. Colegii noștri încearcă să-l sune și pe domnul Voicu ca să înțelegem și poziția Ministerului, ca să înțelegem de ce a fost nevoie de această intervenție a poliției și din păcate domnul Voicu nu răspunde. Doamna Țernă, noi începem să... V-am anunțat că veniți, am văzut că întârziați și noi am început discuțiile aici să povestim un pic despre ceea ce s-a întâmplat astăzi în fața Parlamentului. Ne s-a părut important și care merită să fie discutat. Nu știu dacă ați văzut imaginile, pentru că noi le-am, colegii noștri le-au arătat. Cum se explică, iată, aceste imagini? Imaginile astea, da. Statice, nu vorbesc despre nimic. Da, bun, ok. Posibil că este încălcare acolo. Dar așa cum este, iată, static, ne uităm aici, eu nu văd nicio problemă. Faptul că polițiștii l-au reținut pe cineva... Iată aici, nu vedeți nicio problemă? Nu, în momentul, pentru că dumneavoastră nu știți ce făcea el mai înainte. Deci în momentul ăsta, static, iată în momentul ăsta, ce? Nimic. Haideți să fim oameni serioși, că poliția are mari probleme. Și să comit foarte multe încălcări. Dar noi să terminăm să fim ca la piață, să discutăm. Luăm evenimentele de astăzi și pun prezumția de la care se pornește este că poliția când a aplicat forța trebuie să demonstreze. Ea, poliția statului, da. Îi revine sarcina de a demonstra că el a făcut un lucru ăsta corect. Că oamenii ăștia au încercat să-și pună... Dar în momentul în care noi spunem, cineva spune că asta este ilegal, cel care pretinde că spre ce trebuie să arăte, uite fapta asta și eu văd, am văzut toate imaginile astea, în imaginile care le-ați dat în mișcare, nu da. Am văzut nicio încălcare, niciuna, mi-asum responsabilitatea, care am văzut eu, iată aici, ce este, polițiștii încearcă să opună pe cei care vin peste ei, ce încalcă poliția aici? Deci, nu, eu am spus, dacă facem discuții profesioniste, poate în spatele cadrului este totul altceva. Și eu accept că poliția a comis, poate și crime acolo, pentru care cineva trebuie să poartă răspundere penală. Uh-huh. Dar să terminăm cu chestia asta. Pornim de la prezumția. Stat, nu știu cum. Da, și doamna Țernă. Ce pot eu spun este că, la fel, eu sunt de acord cu domnul Șanu, nu se știe ce a fost acolo. A fost încălcări, n-au fost încălcări, totuși. Eu îi dau dreptate în mare parte și lui Ion Guzun, pentru că cumva în momentul în care avem niște imagini care încă nu ne vorbesc despre faptul au fost careva încălcări sau nu, de la niște imagini statice. Noi avem niște imagini video foarte clare cu președintele statului care însoțite de replici verbale, în care se acceptă niște pungi uh-huh. și așa mai departe și nouă ni se spune că asta încă nimic nu înseamnă. Adică, nu și nu temei pentru dosar penal da, și adică, nu există fel, temei pentru... Într-un fel, când e vorba de niște oameni de rând, de veterani și așa mai departe, atunci noi prezumăm vinovați și că poliția neapărat avea dreptate. Pentru mine e o problemă de abordare. Nu atât, eu nu vreau să spun că ei aveau dreptate sau nu aveau dreptate, eu nu știu. Dar, în mod cert, că este eu nu cred că trebuie să fie tratat diferit. Niște oameni care au luptat pentru integritatea acestei țări. Felul în care operează prezumția. Pentru că în cazul de față noi nu vorbim despre faptul că polițiștii trebuiau sau nu trebuiau ceva să demonstrează. Când omul este bruscat și ne presupunem că ar fi putut să aibă loc niște depășiri atribuțiilor serviciu de către polițiști, atunci dat să-i tratăm cu aceeași prezumție de nevinovăție și pe oamenii din imagini. Mă refer nu la polițiști, cei asupra cărora polițiștii aplică forța, gaze și așa mai departe. La fel cum îl tratăm cu deosebit exces de prezumție de nevinovăție președintele statului. O să... da, am spus eu ceva despre președinte. Haideți să nu punem tot într-o oară, dacă discutăm ceva. Domnule Șanu, eu am spus că vă dau dreptate și dumneavoastră și lui Ion. Eu am o rugăminte. Eu am o să discuțesc. În țara asta există profesioniști în domeniul penal și procedură penală care să facă un dosar neoficial, alternativ, pe cazul ăsta. Și să semneze profesionist. Profesioniștii nu se fac pe cazul ăsta neoficial. Pe cazul ăsta care? Cu Culiocu, da. Iată, cu Culiocu. Toată lumea e convins că acolo e dosar penal. Eu nu contest lucrul ăsta. Momentul în care nici nu verifici. Profesionist în drept penal
să spună, iată eu, știu că procurorii au avut asta, asta și asta. Și de aici rezultă dosar penal. Și atunci discuția o să fie serioasă. Dar de ce nu ar trebui, domnul Ieșan? Nu, noi putem așa discuta. Dar de ce nu ar trebui ca procurorii pur și simplu să-și facă treaba? Nu, problema constă, procurorii au spus, noi nu-i credem. E totul foarte bine, avem dreptul să nu-i credem. Dar în momentul în care cineva, care mai ales are o anumită pregătire în domeniul dreptului, își permite să afirme că acolo este ceva... Care sunt instrumentele? Iată, un procuror când are dosarul în gestiune, el se duce și obligă, sau are niște pârghii. Da, are pârghii. Vreau să vă dau un exemplu, o întrebare foarte simplă. Toți au văzut video. Pentru ca video acela să-l pui undeva, tu trebuie să ai originalul, pentru că tu nu știi ce s-a făcut acolo. Corect. Corect. Dacă procurorii nu au originalul, s-a terminat tot. Eu nu cunosc datele problemei. Din câte eu am înțeles, originalul este, are vreo 40 și ceva de minute. Domnule Ieșan, procurorii nu trebuie să stea și să aștepte cineva să demonstreze ceva. Pentru că în anumite situații chiar sunt foarte activi. În alte cazuri, ei creează impresia în opinia publică că până când n-o să-l vină și o să demonstreze cineva ce era acolo, că nu e o coadă de pește, vorba al domnului Mihai Dempu și așa mai departe, atunci noi prezumăm că acolo cu siguranță nimic nu este. Există o... Da, pentru penal, există... alternativă. Există o conversație pe care nimeni nu a spus că este manipulată vocea. Deci există o conversație... Și considerați conversația aceea? Eu n-am zis. Cum ați spus? Nu ați implicit spuneți lucrul ăsta. Nu, dumneavoastră nu m-ați dat să termin. De asta eu nu pot să termin gândul și faceți să deduceți. Deduceți. Pe lângă faptul că a existat o discuție care se desprinde. Unu. Doi. Au fost martori acolo prezenți care înțeleg că unii au fost și audiați și care au confirmat conținutul acelei discuții. Există există careva martori care au mai fost audiați, probe care deja pot fi coroborate între ele. Fiindcă eu înțeleg, poate era Lovnesc cea mai credibilă persoană, dar eu nu știu cât de credibil era și Ilan Șor atunci când declarați lui, asta e și cu privire la originalul video, atunci când noi vorbeam de înregistrări video pe casete cu bobine, atunci era chestiune cu video, dar în momentul în care înregistrările sunt pe suport digital, transferul de pe un suport pe altul nu este alterabil. Tu poți să analizezi imaginea și să vezi în ce măsură... Eu am în vedere că tu nu poți spui că asta e originalul și dacă l-am copiat pe flashcă, de asta nu e original. E exact același original. Deci originalul... Sunt modalități de înțeleg? Sunt modalități, dar anume de asta se face expertiza video. Și nu poți spui că fără original nu poți să faci expertiza video la microimagini. La microimagini și poți să vezi dacă pare să fie ceva lipiță. Nu-i vorba de asta. Ideea este... E un subiect pe care vreau să-l discutăm, așa că e tot normal. Se poate face mai asta doar vreau să spun, că atunci când e vorba de persoane foarte importante, justiția la noi nu știu cum se face a nu vedea sau se face a-i pasa prea mult de cei care și așa se bucură de prea multă imunitate și prea multă protecție. Iar atunci când e vorba de oameni simpli, nu le pasă că vin de pătrunjel și îi dau amenzi foarte mari, de fapte probate și sancțiune. Există încălcare și există pedeapsă. Dacă ea s-ar aplica egal la toți, eu cred că nu s-ar supăra nimeni, chiar și pe aceeași bătrânică, dacă este sancționată în mod egal, cum este sancționat și președintele țării. Dar când cineva... subiect de discuție. Dacă cineva crede că există vreo țară în care absolut la toți se aplică pedepsele egale. Nu, iată, lui Zelenski i-au aplicat amendă pentru... Lui Zelenski i-au aplicat amendă. Și sunt, domnule Ieșanu, țări în care... toată lumea este egală. Eu am uitat la Cehia. Cel puțin mai egal. Ce se întâmplă în Republica Moldova cu dosarele de rezonanță devin bancuri. Se fac bancuri deja. Și se fac bancuri nu doar în Republica Moldova, se fac bancuri... Am ascultat ieri un post de radio din România care făceau bancuri exact furtul miliardului din Republica Moldova și pe modul cum
a fost gestionat acest dosar. Și noi discutăm, stăm și povestim despre ce era. Erau alunii roșii în Culioc. Sau, deci e vorba de șeful statului care a comis și care nu și-a explicat foarte clar gestul și care a încercat senzația pe care noi toți am trăit-o după ce am văzut aceste imagini, că procuratura a încercat să-l spele pe Igor Dodon după apariția acestor imagini. Și evident că toate lucrurile astea care se tot întâmplă și se întâmplă și se întâmplă creează o anumită percepție în societate. De și percepția, inechitate. Exact. Percepția este de inechitate de acord. În societate. Anume, din perspectiva asta, eu încerc să conving cei care lucrează, inclusiv procurorul general, i-am sugerat ideea, să găsească un mecanism prin care să asigure credibilitatea, în special în dosarele foarte sensibile. Pentru că acum pot să dea cea mai bună decizie posibilă în dosarul cu Culiocul, cum îl numesc toți, da, juridic. În măsura în care nu există credibilitate, toți o spun, a, ei l-au spălat pe Dodon. Aici este problemă. Și după mine, în asemenea dosare, trebuie de gândit la un mecanism, eu nu am spus cum anume, în care procuratura să se asigure că soluțiile sunt credibile. Că dacă ei asta nu fac, asta duce la aceea că chiar și lucrurile corecte care ei le fac nu sunt acceptate de da. Societate. Domnule, dar au mare domnule, nevoie. Doamna Cernă, intrăm în pauză de publicitate, după care revenim cu dumneavoastră. Domnule Guzun, rămâneți cu noi și să interveniți de fiecare dată când simțiți nevoia. Pauză de publicitate. A revenim la discuție, interesante discuțiile și în pauza de publicitate. Am zis că revenim la dumneavoastră, doamna Țernă, și mergem mai departe, pentru că noi am început cumva de la mijloc să discutăm despre Culioc. Era subiectul cu Culiocul în scenariul acestei emisiuni, dar m-am gândit că o să prind lucrurile chiar în start. Chiar, e bine așa. Chiar din stradă cu veteranii, o să prind. Da, chiar în genere nu era subiectul. Culiocul. Da. Nu, eu vroiam doar să zic că într-un fel, trezești sigur că dubii reacția foarte diferită a Procuraturii Generale la, nu doar în situația pe care am făcut paralele mai devreme, dar vedem că atunci când vor, se autosesizează instantaneu, foarte repede, din informații din presă, chiar dacă sursa este anonimă, chiar dacă nu există nicio sursă deschisă care confirmă în afară de scrisoare anonimă, deci nimeni nu subsemnează. Și dacă vor, ei se examinează. Și în mod normal, nu tot timpul anonimile se examinează. Pe de altă parte, atunci când apare o informație de interes public major, cum e situația cu Culioc, care pune la dubiu integritatea primelor persoane în stat, atunci procuratura ia apă în gură și tace și spune noi nu ne putem autosesiza din presă, când e fals, evident că se pot autosesiza. Și oricum când este sesizat, spune că n-am găsit motiv. Și apoi spune, dar pe noi nimeni nu ne-a sesizat, vă rog frumos, deci domnul Reniță, vă rog să ne rugați frumos ca noi să ne sesizăm. Uh-huh. Și apoi, nu așa ne-ați rugat, mai rugați-ne odată. Deci, situația cumva devine penibilă până când domnul Reniță depune o plângere, după care examinează. Noi nu aflăm nimic, că ar fi fost făcute interpelări peste hotare, că au fost verificate conturile partidului, că au fost făcute percheziții undeva, că s-au discutat cu martorii care au stat acolo. Deci noi nu aflăm despre absolut niciun fel de informații, doar cu o întârziere considerabilă aflăm că s-a făcut o percheziție la sediul Partidului Democrat, unde probabil că putea să facă această înregistrare, dar se face cu o întârziere atât de mare încât îți creează impresia că special le-au dat timp dacă și-au uitat ceva să șteargă praf urmele undeva, da, să reușească să o facă. De asta, însuși, reacția, noi vorbim de inechitate. Inechitatea este și aici, care se vede nu numai la nivel de instanță de judecat care tratează diferit. Procuratura tratează diferit. Apropo, eu vreau să spun că la bun început mi chiar îmi plăcea modalitatea de comunicare abordată din nou procuror general, pentru că dacă până atunci procuror general fie nu prea vorbea în public, sau dacă și ieșeau să vorbească, vorbeau... Și au fost două intervenții publice la care a stors lacrimi din toată lumea. Asta vreau să zic. Alții vorbeau cumva în limbaj așa mai de lemn, procesual, care era greu accesibil. Domnul Stoianoglu chiar a început să ne alinte la un moment dat cu discursuri siropoase, lacrimogene. Cerem scuze. Cerem, da, cu scuze și așa mai departe, care
chiar au 38 de dosare politice, noi le vom reexamina. Deci, într-un fel, da, au început să spun, deci dacă vrei să placi cuiva, spui ceea ce el vrea să audă. Și într-un fel, el a urmat această regulă de comunicare. Și acum comunicare, toată lumea are invitat spune, la emisiune, nu mai vine? Da, deci la un moment dat se pare că, deci când de-abia a început cariera ca și procuror general și nu avea ce ascunde, fiindcă nu reușit să facă prea mult, era foarte deschis, iar treptat, odată cu lucrul la tare, la mai multe dosare, cu caracter politic și așa mai departe. Deci, practic, ultimele comunicări așa mai importante s-au terminat cu controlele care s-au făcut la cele două procuraturi specializate. Da. Eu personal n-am înțeles de ce, odată ce s-au stabilit încălcări mai mari în procuratura crimă organizată și deci asta pe crimă organizată și misiuni speciale, se pedepsesc în mod evident și ceilalți procurori de la Procuratura Anticorupție, ca atare nu s-a schimbat nimic în modul de operare, pentru că puterea așa anterior, când avea de să-și facă dosare la comandă, era, sau este de pe luare de afaceri, se prelua dosarul, schimba competența de procuror general, se lua de la Procuratura Anticorupție și se muta la cealaltă procuratură. Acum vedem că practic se întâmplă același lucru. În rezultatul controalelor care s-au făcut, dosarele la anticorupție au fost luate și se instrumentează la moment dosarele de corupție de către cealaltă procuratura pe crime, asta, pe crime organizată. Organizată. Deci, metoda de operare ca atare nu s-a schimbat. Pentru cine înțelege cum opera puterea anterioră, în special când noi vorbeam de preluări de afaceri, de chestii de genul ăsta, e aceeași situație, practic. Eu, Guzun, dacă aveți ceva de adăugat, dacă nu mergem spre moțiune ca să o discutăm un pic. Eu cred că procuratura nu a dat niciun răspuns, pentru că noi să înțelegem că s-au făcut careva investigații corecte, referitor la operațiunea cu Leocu. Domnul Dodon nu a fost audiat, nu este clar... Nu este clar cine e Cornel, nu este clar cine e celălalt. Nu, am auzit că, că au fost audiat, dar ca martor, nu ca... Nu este clar de ce procurorul general nu a investigat și în baza cărui mandat a fost dat altui procuror, dar de ce a fost totuși și cine a fost audiat în calitate de martor și de ce în calitate de martor, pentru că audierea în calitate de martor ulterior nu poate fi schimbat statutul procesual. Deci eu cred că în acest dosar, doar ca să conclud, eu cred că procuratura pe toți ne-a convins că reacția sau tot ce s-a investigat, chiar dacă erau foarte puține probe, poate era, acel video era unica probă, dar pe noi în public nu ne-a convins că s-a făcut totul posibil de a exclude orice bază la ori probe care erau atunci disponibile, evident, că s-a făcut totul posibil ca să fie investigat chiar și președintele țării. Ce se mai adaugă finanțarea ilegală pe SRM-ul, se mai adaugă și altele și atunci concluzia și percepția publică în special, este că procuratura este condusă sau cel puțin ascultă de politic. Da. Vreau să mergem un pic mai departe, pentru că până la urmă și subiectul cu moțiunea e cumva tot unul de foarte mare actualitate, pentru că s-a tot discutat în ultima perioadă despre această moțiune care se scrie, se scrie și se scrie. Iată că în sfârșit a fost depusă astăzi în Parlament. Domnule Ieșanu, spuneți-ne care e atmosfera în guvern, ce se întâmplă, cade guvernul, nu cade guvernul, la ce vă așteptați, ce mai zic oamenii de acolo? Cade guvernul, e în fine să-ți mandat, așa că pentru moțiunea, în principiu, mă vizează și direct. Dar nu, la guvern nu s-a discutat, noi cel puțin nu am discutat asupra moțiunii și nici nu avem ce discuta atâta timp că ea nu a fost înaintată. Deci din momentul în care ea a fost înaintată astăzi, am înțeles, ea o să parvină guvernului, o să fie examinată în guvern și o să prezinte opinia guvernului, pentru că guvernul o să prezinte oamenii, Parlament. Zic de atmosferă, oamenii din guvern, care muncesc în guvern alături de dumneavoastră, au văzut toată forfota de azi din Parlament, au văzut ce se întâmplă, o anumită predispoziție a oamenilor, bănuiesc că ați observat-o, nu? Prim-ministru, dacă ați observat, a plecat. Da, am văzut în Belarus. Noi nu am avut multe întruniri în cadrul guvernului în care să discutăm acest subiect. Eu aș atrage atenție că noi mutăm accentele foarte des. Noi considerăm că dacă vrem să rezolvăm o problemă, adoptăm o lege sau creăm o instituție. Asta, lumea nu înțelege nu se că adoptarea unui act este instrumentul
prin care se soluționează o problemă de către persoanele care vor și au capacitatea să schimbe lucrurile. La moțiune, deci, moțiune, și la moțiune inclusiv. Așa. Deci moțiunea este instrumentul prin care rezolvi ceva. Da. Deci înaintarea moțiunii, votarea ei în sine, nu este scop în sine. Cei care înaintează moțiunea trebuie să spună care este scopul. Doar să cadă guvernul? Și asta poate fi un scop. Nu, s-o scoate. De asta s-a și întins atât de mult, pentru că scopul lor era investirea unui nou guvern pentru a prelua guvernarea și a guverna altfel în Republica Moldova. Atunci, sigur că dacă cei care au inițiat-o au dorința și capacitatea să facă lucrurile astea, sigur că moțiunea înseamnă că o să fie votată în Parlament și guvernul o să fie schimbat. Domnul dacă Sam, ei au doar dorință, dar nu au posibilitatea, numărul de voturi, da, multe alte circunstanțe, înseamnă că acela să fie o demers politic care totul are dreptul la viață, în principiu. În opinia dumneavoastră, iată, dumneavoastră faceți parte, nu faceți parte direct din acest guvern, dar lucrați în cabinetul prim-ministrului. În opinia dumneavoastră, iată, urmărind lucrurile de acolo, acest guvern a fost sau este unul tehnocrat, așa cum s-a înflorit și ne s-a povestit nou... Putem să intrăm într-o discuție foarte lungă. Ce vreau eu să constat? Pentru că dacă era tehnocrat, probabil că toată lumea îndrăgea acest guvern. Probabil că ostilitățile care guvern erau... a fost la noi tehnocrat? Da, păi nu știu. Nu știu. Din această perspectivă, este pentru mine evident că discuțiile, că ăsta e cel mai rău sau cel mai bun guvern, sunt lipsite de sens. Eu am lucrat cu foarte multe guverne și cu regret. Apropo, asta este un sport, eu și-am mai spus asta public, cam toate guvernele care au venit mă întrebau cum noi în raport cu precedența. Și eu cu regret trebuie să constat că diferențe principiale în modul în care s-a guvernat, nu cum se declară, între declarații și poziționări au existat diferențe substanțiale. Acum, dar în modalitatea, nu, principial. Unele lucruri sunt mai bune, altele mai proaste, dar ideea că, iată, noi am avut vreodată un guvern foarte bun, n-am avut niciodată așa un guvern. Și guvernul ăsta este mai prost decât toate guvernele. Eu, sigur, toată lumea o spun că sunt subiectiv, că eu sunt în interior. Eu, pentru mine, îmi spun că eu apreciez obiectiv. Eu vreau să spun că nu este cel mai slab guvern pe care l-a avut Republica Moldova. Uh-huh. Și din această perspectivă, poziționările n-au nicio legătură cu modalitatea în care funcționează de fapt un guvern. Are legătură cu configurația politică. Noi am vrea să fim cu ăștia sau cu ceilalți. În realitate, nu este o diferență substanțială. Și o parte a actualei guvernări poate să facă parte din următoarea și iarăși o să spui că noi suntem și mai buni, ceilalți erau și mai răi. Cei care astăzi sunt aici o să spună că da, ăștia de astăzi guvernul, adică care o să vină, sunt o catastrofă și nu fac nimic pentru țară. Și atâta timp cât o să trăim în iluziile astea... Orice guvern în momentul în care va fi la putere o să spună că este cel mai bun guvern și altul mai perceput ca dâns să fericească oamenii, n-a existat. Pentru dumneavoastră, într-adevăr, este o situație probabil că unică, fiind sunteți un funcționar din ăsta mai rar, care a fost în foarte multe guverne, de foarte multe culori. Și eu cred că asta este unul din indicatorii profesionalismului dumneavoastră, că indiferent de culoare, au știut să vă aprecieze capacitățile. Cât mai mult că e straniu, după ce ați fost viceministru în atâtea guverne, nu ați fost ministru niciunul. Și asta e straniu. Asta înseamnă că cumva nu v-ați băgat în politică. Uitați-vă, fapt pentru care vă respect. Dar da, eu îmi dau seama că sunteți într-o poziție unică de a compara prestația diferitor guverne, pentru că ați fost de-a lungul multor ani. Ați făcut parte din guvern, în special prin intermediul Ministerului Justiției. Da, dar iată eu cât n-ar părea de strană. Acesta... Prim-ministru sigur că o supere, dar eu spun, eu nu cred că actualul guvern este cel mai bun guvern din istoria Republicii Moldova. Dacă îi mai facem un compliment la domnul Eșan, nu trebuie. Uitați-vă, exact din motivul pentru care doamna Țernă spunea mai devreme că ați fost în mai multe guverne. Da, e adevărat. După ce Plahotniuc a fugit din Republica Moldova, eu am ținut
cu tot din adinsul să fac un interviu cu dumneavoastră și dacă mă amintiți, noi în septembrie 2019 am făcut acel interviu. Și dumneavoastră îmi spuneați atunci că ați plecat de la Ministerul Justiției din cauza insatisfacției generale pentru ceea ce faceți la minister. Și o să vă dau un citat. Da. Dacă faci un document într-un fel anume, iar în cele din urmă se decide inversul, atunci care este sensul? Am plecat pentru că am văzut cum este guvernată țara, ei fiind în epicentrul tuturor, eu fiind, adică dumneavoastră, în epicentrul tuturor deciziilor care au fost luate. Acum, care e nivelul dumneavoastră de satisfacție, domnule Ieșanu? Nu foarte înalt este nivelul meu de satisfacție actual. Cu regret. Dar eu ce vă mulțumește cel mai mult? Adică, o secundă doar, ca să înțeleg un lucru, intrăm în publicitate, după care dumneavoastră o să vă formulați gândul. Legile sau documentele pe care acum dumneavoastră le elaborați, ele sunt stricate de alții până ajunge să devină acte oficiale sau nu? Adică, ca să înțeleg, atunci, din câte ați spus dumneavoastră, legile sau proiectele pe care dumneavoastră le făceați, ele erau stricate de legiuitori din cea mai mare parte. Credeți-mă, și eu am făcut proiecte. Știu sentimentul, domnule Șană. Nu poate să întâmple, după definiție, acest lucru, pentru că eu nu sunt în poziția de a face legi. Eu sunt consilier al primului ministru. Deci proiectele fac la mea. Nu, eu nu contribui la nemijlocit la proces, eu îl consiliez pe primul ministru. Deci când vin proiectele, eventual pot să expun atitudinea primului ministru. Acum vorbim și despre modul cum dar cu regret, din perspectiva modului în care se lucrează, cu regret, deosebiri principale față de precedent, situații nu există. Precedentele guvernări. Deci în momentul în care eu am spus lumea nu înțelege că legile trebuie să fie nu doar bine făcute, ci respectate. Și să respecte procedura. Nu, procedura respectă. Trebuie să vezi cum le faci. Da. Deci dacă nu se respectă toate procedurile în momentul când se fac legi, noi nu avem șansă să avem legi. Publicitate și revenim. Discutam un pic mai înainte despre așa numitul episod cu Punga, cu Culiocu, dar mai e un element care face parte cumva din segmentul corupției politice despre care se discută foarte intens în ultima vreme. Este vorba despre așa numita vânzarea deputaților. S-a mai întâmplat, din câte înțelegem, și în trecut. E și un dosar la Procuratura Anticorupție care stă și se murează de ani buni. A cumpărării deputaților din garnitura cărui parlament? Din garnitura asta mai vechi. 2015 atunci. Da, acum tot se discută și se discută chiar foarte intens. Am înțeles că plângerile, au zis socialiștii că au depus 5 sau 8 plângeri. 8, au anunțat Igor Dodon că sunt 8 plângeri depuse la Procuratura Generală. La Procuratura Generală, iarăși nu știm nimic despre soarta acestor arhitecți. Iată asta e interesant. Deci noi avem un culoc în imagine în care Procuratura Generală spune că nu se vede nimic. Și avem nici măcar un culoc în imagine cu denunțuri pe care se mizează la un rezultat. Eu nu vreau să zic că ăștia sunt buni și ăștia nu, dar dacă îi privim profesionist, cum zicea domnul Eșan un pic mai devreme, punct de vedere legii penale, mi-e interesant dacă s-a autosizat și dacă se lucrează. Pentru că într-un caz avem audio și video și într-un alt caz avem nimic, avem doar declarații. Declarații și autosizări. Înțeleg că au fost sezări și domnul Rințu a depus sezări și asta și s-a schimbat ceva. Din câte înțeleg, acolo apar niște SMS-uri niște hârtiuțe, hârtiuțe cu alte cifre, nu se știe, cu zerouri. Scrisă de către cine și în ce circunstanțe. Deci asta e. Și ce propuneți să discutăm aici? Vreau că e bine să cumpere deputația? Nu. Sau că e rău? Nu. Sigur că nu este bine nici într-o circunstanță. Pur și simplu, în cazul culocului dumneavoastră spuneți că asta nu e profesionist, discutăm că nu se vede, dar în cazul cumpărării deputaților e la fel o percepție publică, cum există și în cazul culocului. Numai că percepția publică e alimentată și înfuriată din niște imagini și discuții, iar în cazul cumpărării deputaților există doar o percepție publică și discuții în contradictoriu. Nimeni nu a văzut ce s-a discutat, în ce moment și cum s-au discutat. Dar se vede foarte
cine ar fi discutat la un moment dat cumpărarea deputaților? Dar ce articol din codul penal? Noi punem procuratura, noi vrem activ. Păi activă pasivă, 324-325. Pentru ce să facă? Ca să domnul Ieșanu, este pentru pentru a exercita, pentru a nu exercita atribuții serviciu. Pentru ce atribuții serviciu? Pentru a exercita într-un mod anume. Domnul Gusan, ce atribuții serviciu? Pentru a exercita contrar atribuțiilor serviciu. Ce atribuții? El e deputat, el trebuie să le exercite într-un mod anume, nu ca deputat într-o fracțiune, dar ca deputat într-o altă fracțiune. Și care e prevedere legală care reglementează? Deci noi trebuie să-mi spuneți că nu există o problemă. Este o problemă că se cumpără deputații și e trist. Uitați-vă diferența, domnul Ieșanu, diferența de discurs al dumneavoastră este că dumneavoastră nu pune la îndoială că se cumpără deputați. Spune, uitați, cumpărarea deputaților e un fapt prost. Dar care e articolul? Dacă locul nu există și... Domnul Guzon, care e articolul? Dacă credeți că aceste dosare cu vânzarea deputaților, despre care se spune că aceste plângeri au fost depuse la procuratură. Dacă credeți că vom ajunge la o finalitate cu aceste dosare, vom vedea ce se întâmplă, măcar interes politic pentru ca să se facă lumină în dosarele astea, dacă sunt dosare, dumneavoastră credeți că există suficient interes politic în momentul acesta ca să aflăm ce se întâmplă? Domnule Călugăreanu, eu nu cred că politicienii o să se împuște pe ei în picior. Asta în primul rând. Despre corupția în domeniul politic, noi vorbim de mai mulți ani, atunci când deputații din PCRM s-au dus în alte partide. Practic, în fiecare legislatură noi am avut asemenea trasee și politici și de fiecare dată. Când socialiștii au plecat la Cuvnești. Da. Acum știți de amănunt, nu mai știi cine de la cine pleacă și unde se duc. Arborul genealogic. Dar noi cred că, după părerea mea, unicul dosar în care am avut foarte multe probe, în care puteam să vedem anumite trasee, schimburi de bar, transmitere de bani, a fost în dosarul, eu nu mi-aduc aminte, domnul Burlacu, așa zisul Vitas. Da. Da? Care e liberat. Care e liberat. El și Baglai, Irina Baglai și Vitalie Burlacu. La noi persoanele care omoară, cu luptători K1 care omoară oameni, ei sunt la libertate, dar astea sunt alt subiect. Eu am vrut să zic în felul următor că în acest dosar era foarte clar cum a avut loc transmiterea de bani și apropo, banii ăștia se unile persoane din sistemul de justiție, ca să zic, vorbesc despre faptul că această sumă de bani ar aparține unei persoane care recent a fost eliberată din locurile de detenție. Deci noi vorbim despre o corupție a gulerelor albe. Nu cred că noi o să găsim foarte multe probe. Ceea ce a fost prin mass media vehiculate, asta sunt foarte puține dintre informațiile care se dețin la serverile unei persoane. Dar cert este faptul că noi niciodată nu o să găsim o prevedere legală în codul penal care ar fi trasismul politic sau să condamne anume vânzarea sau cumpărarea unui deputat. Dar noi cred că plecăm mult prea departe atâta timp cât infracțiunile de corupție în fond stabilesc niște avantaje pentru sine sau pentru alte persoane. Noi vedem cum deputați sau funcționari sau chiar și executori nu trăiesc din salariile lor. Începând cu vacanțe din insulele Galapagos, cu iahturi în România, vile în Geneva și tot așa mai departe, pe care procuratura noastră sau Autoritatea Națională de Integritate sau cine au, ei nu le văd. Le văd doar jurnaliștii de investigație. Și eu cred că posibil avem o problemă la nivel de reglementare, dar eu cred că noi supra-legalizăm foarte multe proceduri. Eu, după părerea mea, noi avem la îndemână, instituțiile statului au un arsenal, poate nu perfect din punct de vedere legal, dar suficient în măsura în care se investigheze persoane, fapte, acțiuni și inacțiuni, ca societatea să fie convinsă că cineva care a furat este pedepsit sau cineva care a corupt sau a beneficiat de anumite beneficii este trasă la răspundere. Doar că la noi de fiecare dată apar întrebări că o lege nu este bună, că o procedură se declară neconstituțională, care în fond ar putea să fie o problemă. Dar eu cred că noi ne-am dus într-o zonă destul de periculoasă în care de supra-legalizare la tot ce se întâmplă. De ce? Eu sunt sigur că dacă o procuratură independentă cu probe suficiente ar putea să investigheze corect, în Republica Moldova aceste fapte nu ar putea să aibă loc. Lucruri care noi am văzut că... Sau cel puțin să le descurajeze.
din Olanda și în ce țară, în Marea Britanie, totuși au găsit anumite chestii care țin de îmbogățirea ilicită a funcționarilor noștri, cetățenii Republicii Moldova, cei ce ai noștri nu au putut. Și au confiscat în folosul Marii Britanii. Da. Ei, noi avem noroc că tirurile, unele tiruri trec de Paște, frontiera de stat, și mai găsim și noi niște bani. Ai, da. În același interviu, domnule consilier, noi atunci discutam despre niște curatori. În interviu pe care l-am... Curatori care erau cândva. Care erau cândva. Sper că nu mai sunt acolo. Da, dumneavoastră, credeți... Exact asta, asta vreau să discutăm. Dacă dumneavoastră credeți că acei curatori care atunci erau conectați la GBC-ul celebru al domnului Plahotniuc. Nu, noi nu vorbim de GBC, haideți, nu. Noi vorbeam că asta era încă din perioada sovietică. Să vine și toată perioada de tranziție a urmat și... Dumneavoastră credeți că acești curatori acum au dispărut, domnule Eșan? Da, eu nu știu dacă atunci noi am abordat subiectul ăsta. Eu cred că este o mare greșeală să se creadă că controlul justiției se face pe canale oficiale, prin intermediul controlului justiției. Vă asigur că nu... Sau nu pot să vă asigur, dar eu pot să vă spun că niciun ministru al justiției cu care eu am lucrat nu a controlat justiția. Ministru? Deci, nu. Ministru. Din câte dar înțelegem... cine controlat? Există consilieri, există consilieri oficiali, există consilieri și neoficiali. Consiliarul ministru? Nu, sunt o groază de... Nu, de aceea eu spun... Coordonatori în țară. Există o groază de coordonatori. Nu știu cum funcționa caracatița aia despre care toată lumea vorbea atunci, dar senzația pe care noi am avut-o atunci e că acolo undeva la GBC, de exemplu GBC, posibil, era un grup de oameni care era responsabil de justiție, care era responsabil de bugetul partidului, care era responsabil de alte chestii sociale și așa mai departe. Călugăreanu, orice moment, dacă ne gândim politic, istoric a țării, întrebarea este dacă noi putem să identificăm cine era cel mai puternic om în țară. Deci pe timpul Voronin era evident Voronin, deci toate caracatița își creștea tentaculul de la președinție. Acum că a fost domnul Voronin cel mai rău președinț sau nu, eu cred că la sfârșitul mandatului toată lumea era de acord că da, a fost cel mai prost. Acum eu cred că multă lume vorbește cu multă nostalgie și simpatie de domnul Voronin și poate ar pune la dubiu cât de caracatiță era ceea ce făcea el. După care, pe timpul domnului Plahotniuc era clar că el nu era într-o instituție de stat, era în afara unei instituții de stat. Dar toată lumea știa că cel mai puternic om în țară este domnul Plahotniuc. Pe timpul socialiștilor în ziua de azi, toată lumea știe că este Dodon. Pentru că în construcția politică a Republicii Moldova, în care noi suntem o republică parlamentară, numirea șefilor de instituții, în general, la multe instituții în țară, se prefigurează de către majoritatea parlamentară, în momentul în care președintele țării este și șeful partidului care deține majoritatea parlamentară, inevitabil președintele țării devine cea mai importantă figură în țară. Atunci când nu este așa, primul ministru este cea mai importantă, pentru că la un moment dat era Vlad Filat cel mai puternic în țară, până în momentul în care cumpărând majoritatea parlamentară, ori prin alte acrobații, dar cu siguranță în rezultatul unui traseism politic major, s-a creat o majoritate parlamentară care a mutat centrul de comandă din guvern în general în afara instituțiilor statului. Domnule Guzun, mai sunt acești curatori în justiție? S-au mutat cu slujba la alt stăpân sau care e situația? Au dispărut? E mai relaxată justiția după plecarea, fuga lui Plahotniuc sau nu? Dumneavoastră, cum simțiți? Pe mine mai puțin mă interesează cine este Corneliu și ce fac acei consultanți de la diferite centre de comandă. Pe mine mă interesează faptul dacă la moment instituțiile fac lucrul care trebuie să-l facă. Cel puțin eu pot să, din discuțiile care le-am cu mai mulți judecători și procurori, ei simt o mare diferență dintre presiunile care le aveau până în iulie 2019 și după. Cert este faptul că noi, în domeniul justiției, noi nu avem lideri. Ați văzut că chiar și transferul unei persoane, apropo, chiar și nenumirea doamnei Viorica Puică, la Puică, da, de justiție, a ridicat foarte multe întrebări. Eu nu știu de ce o asemenea decizie politică trebuie de ridicat la asemenea rang și, apropo, este una arbitrară în punctul meu de vedere, lasă multe semne de întrebare în ce măsură politicul, indiferent de culoarea lui, își asumă
calitatea guvernării pentru orice decizie luată. Dacă noi, adică dacă ne uităm într-o parte, deci pentru alianța PSRM-PSD sau PDM sau PDM-PSRM, nu a fost nicio problemă să promoveze pe domnul Stârnioară la Curtea Supremă de Justiție, să promoveze pe alți, pe doamna Pitic, care a raportat poșca ei de 11.000 de lei, și multe alte personalități, între ghilimele, cu probleme de integritate, i-au numit fără niciun fel de problemă. Iar aici un vot împotrivă pentru doamna Puică, vă dați seama care este mesajul pentru orice alt judecător de carieră, corect, care vine și pleacă la serviciu cu troleu și își menține gradul de integritate, nesupunându-se oricărei alte influențe politice. Asemenea mesaje sunt descurajatoare pentru întregul sistem judecătoresc și posibil pentru unele persoane care la un moment dat au visat să devină fie judecător, fie procuror. Cu referință la procurori, mulți procurori spun că este diferit de ceea ce a fost până în iulie. Dar am înțeles că acolo e o rezistență față de noua conducere a procuraturii, noua, mă rog, deja nu mai e nouă. Sau rezistență față de ceilalți. Dacă înainte ei primeau ordinele de la clădirea de vis-a-vis care lumina cu albastru în ferestrele lor, acum acest centru de greutate s-a mutat în interiorul procuraturii. Uh-huh. Poate este și bine această luptă din interior când poate se clarifică anumite lucruri, dar pentru mine aceste lucruri sunt mai puțin valoroase, atâta timp cât investigarea dosarelor importante, începând chiar și de la uzurparea puterii de stat, care este o cauză penală, care a fost intentată anul trecut, și multe cauze importante, noi stagnăm și noi nu avem niciun progres vizibil. Cu frauda în sistemul bancar, avem un fel de... să vedem câte s-au recuperat sau câte nu. Am discutat despre metal feros și alte instituții care am zis că sunt problematice. Aici nu am văzut nimica. Noi invers, am văzut cum în vara anului trecut procurori din Procuratura Anticorupție s-au adresat către Consiliul Superior a Procurorilor și le-au cerut: stimați membri ai CSP-ului, investigați-l pe domnul Muraru și dacă a încălcat, trageți-l la răspundere. Nu ne țineți pe noi în această incertitudine. Au fost și alte mișcări ale altor procurori. Ce s-a întâmplat? La adunarea generală a procurorilor, domnul procuror general, mai cum nu i-a sculat în picioare și a vorbit despre fiecare, cum de îndrăznesc să se întâlnească cu diplomații, cum de îndrăznesc să ridice întrebări ce țin de statutul procurorilor în afara instituțiilor. Dacă noi, prin asemenea mijloace, încercăm să reformăm procuratura, pun la îndoială că lucrurile sunt făcute bine. Mai ales că ziceam că pe dosare importante noi nu ne mișcăm cu nimica. Da, despre dosare o să discutăm un pic mai încolo, dacă mai reușim. Vă mulțumesc tare mult, domnule Guzon, înțeleg că trebuie să plecați. Vă mulțumesc tare mult pentru intervențiile dumneavoastră. O seară frumoasă. Dacă vreți să adăugați ceva, mergem mai departe. A fost menționat că nu sunt progrese cu dosarul fraudei bancare. Nu le-am văzut. Eu cred că ar fi surprinzător ca să poată să existe măsura în care procurorul general spune că ancheta a fost dusă într-o direcție total greșită anterior. Eu nu spun are dreptate sau nu are dreptate, dar în măsura în care totul s-a luat practic la zero. Eu vreau să vă spun că eu am participat, nu știu dacă domnul prim-ministru a avut și alte întâlniri în care s-a discutat acest lucru și atitudinea Procuraturii Generale. Și vreau să vă asigur că Procurorul General a declarat că el personal are interesul, că este o chestiune profesională pentru el să soluționeze acest dosar. Pentru el este prioritate. Da. Guvernul la fel dorește să facă lucrul ăsta, dar dosarul este atât de complex încât e evident. Anterior acesta nu era argument. Acum ăsta e argument, că e complex dosarul. Dosarul a fost complex la bun început. A fost la bun început, corect. Și nu poți pe un dosar de asemenea complexitate. Eu înțeleg, nu te poți afla rezultate în jumătate de an. Toată lumea interesată de recuperare. S-a recuperat mult, puțin, dar ceva au fost câteva condamnări și câteva confiscări. Ceea ce ne așteaptă pe noi, noi ne așteptăm să avem recuperări mai mari, rezultatul colaborării martorului Veceslav Platon. Da.
care însă pretinde că lui s-au confiscat ilegal, dacă nu greșesc, până la 1 miliard de lei. Ceea ce înseamnă că în viitor apropiat statul... Noi va trebui să-i mai plătim. Noi asimt, o să trebuiască să întoarcem miliardul ăsta de lei. Și de la dânsul s-a confiscat, nu s-a confiscat. Eu nu, cred că a fost aplicat sechestru. Care... A fost aplicat sechestru pe bunurile lui. Da, au fost confiscate valoarea acțiunilor care au fost. Da. Și erau, eu nu mai țin minte, era ceva de genul în jur de 300.000 de euro, care, dacă nu greșesc, era echivalent la 800 de milioane, în jur de 1 miliard de lei. Deci noi din tot ceea ce s-a confiscat, nu știu, bine, rău, eu nu sunt adeptă a faptului că trebuie să confiscăm de la oricine și dacă nu s-a confiscat pe bună dreptate, oricum trebuie să păstrăm că să avem confiscat, dar... Fără a da aprecieri, vorbind din perspectiva recuperărilor, dacă a existat un nivel oarecare, nu știu cât era el, acum cu siguranță ne așteaptă minus 1 miliard. Din puținul mai care s-a recuperat. Mai destul de puțin timp și aș vrea să mai discut cel puțin două subiecte. În primul rând este vorba de acele dosare politice pe care le-a anunțat domnul Stoianoglu în februarie 2020, anumit cifra de 38 de dosare politice. Într-adevăr, unii au fost eliberați din detenție și senzația a fost că s-a făcut cumva justiție sau s-a făcut dreptate în privința unora. Pe de altă parte, noi ne-am pomenit cu alți oameni care au scăpat de pedeapsă, de pușcărie. S-a vorbit mai devreme de oamenii care au bătut și au ucis alți oameni. Pe de o parte, pe de altă parte, domnul Platon a fost eliberat și am văzut acea secvență video care a apărut în internet în care domnul Platon îi desena la audieri domnului Stoianoglu cum pot fi făcute niște lucruri la Victoria Bank, Banca Transilvania și așa mai departe. Deci această situație iarăși a... Însuși faptul că domnul Platon le cunoaște atât de bine, se creează impresia că le știe din prima sursă, întrebarea atunci de ce a fost eliberat. Dar dacă le cunoaște din alte motive, atunci... Problema este că în cazul domnului Platon noi nu am simțit că s-a făcut dreptate, toată lumea ne-a speriat într-un fel că, iată, domnul Platon, așa cum a anunțat în ianuarie Viorel Morari, da, a fost eliberat. Miza dosarului Viorel Morari, asta în privința lui cu antidatarea și mai departe, dacă vă amintiți, partea vătămată era Vyacheslav Platon. Da. După acel prejudiciu de 300.000 de euro, nu știu de cât acolo, despre care acum se vorbește. Eu, dacă sincer, credeam că până nu condamnă Viorel Morari, nu-i dau drumul lui Platon și de asta trebuie să-l grăbească atât de mult. Dar văd că s-a reușit și fără... Da. Lucrul ăsta. Nu știu, poate nu sunt probe. Sunt probe. Dar dacă erau probe, sunt convins că Viorel Morari era de mult inculpat cu probe în instanță pe dosarul ăsta. Faptul că înainte de a fi condamnat Viorel Morari, care se presupune că a fost cel vinovat de condamnarea ilegală a lui Platon pe dosarul miliardului și confiscarea la acei bani despre care vorbeam noi, da. Iată, vedem că fără probabil că s-a mers doar pe abateri de procedură și chiar trebuie să recunoaștem că în cazul Platon, la nivelul instanței, nu știu, la nivelul urmăritării, dar la nivelul instanței de judecată, da, abate. În legătură cu ceea ce țin de transparență. Aici e ca la Gleb Jglov, știți cum, îi pune un portmoneu în buzunar și spune, da, vor de ajuns de situația legată cu... Nu știu dacă e corect abordarea asta. Ultimul subiect din seara asta, despre Platon, nu vă întreb că înțeleg... Nu, puteți că... să mă întrebați, dar eu nu cunosc detaliile dosarului. Eu știu că se discuta, se anticipa că posibil o să fie soluția asta și era îngrijorare cum o să fie perceput de către societate, pentru că la noi nu interesează. Dacă e Platon, principalul stă închis, nu mă interesează cum s-a făcut acolo. Asta e percepția generalizată. Eu vreau să vorbim și să... despre această situație cu codul electoral, aceste amendamente foarte ciudate care au apărut și la telefonul avem pe Pavel Postică de la Promolex. Domnule Postică, bună seara! Bună seara! Prin Skype. Vroiam să vă întreb, din câte înțeleg dumneavoastră ați participat la acele consultări publice. Cum s-a ajuns la această variantă foarte ciudată, contestată? Am văzut și declarațiile pe care le-a făcut șeful delegației Uniunii Europene, Republica Moldova. Cum s-a ajuns la această variantă de cod? Sincer, s-a ajuns doar din motivul că asociațiile neguvernamentale au contat pe bună credință atât a Comisiei Electorale Centrale, cât și a
comisiei juridice, deputaților în Parlament, au venit cu multiple propuneri de îmbunătățire, de perfecționare a acestui proiect de lege, dar cu regret, dacă la nivelul Comisiei Electorale Centrale încă am mai fost auziți, ascultat și poate chiar și înțeleși pe alocuri, unele propuneri au fost preluate. Totuși, într-un final, în Parlament a ajuns un proiect destul de crud, destul de complicat, cu diferite lacune și chestiuni care trezesc mai multe semne de îngrijorare sau poate chiar vor pune în pericol libertatea și corectitudinea scrutinului. În ce fel vă afectează pe dumneavoastră ca organizație non-guvernamentală acest cod, dacă ar trece? Ei ca organizație de profil care de foarte mulți ani monitorizează alegeri, care cunosc legislația electorală ca nicio altă organizație. Înțeleg că nu ați mai avea voie să faceți publice acele rapoarte în ziua alegerilor, da? Deci situația rămâne incertă. Și o să vin ca exemplu. Noi avem hotărârea a Curții Constituționale din anul 2016, da, care a constatat implicarea neonestă a cultelor religioase în campania electorală. Da. Și, la momentul de față, prin acest proiect, se propune ca cultele religioase să fie sancționate pentru agitație electorală ilegală. În schimb, organizațiile necomerciale pot fi sancționate pentru implicarea, atenție, sub orice formă în campanie electorală. Da, eu cred că e un subiect, domnule Postică, din păcate nu mai avem timp, e un subiect la care vom reveni în momentul în care va fi discutat în Parlament, pentru că e un subiect care merită atenție, se creează impresia că acolo se încearcă ceva pe ușa din spate. Eu vă mulțumesc tare mult, nu mai avem timp din păcate, vă mulțumesc domnule Eșanu, doamnelor și domnilor, încheiem aici, numai bine, până joia viitoare.